Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa 8-a! Astăzi vom descoperi împreună cum putem construi algoritmi elementari care identifică și prelucrează valorile șirului lui Fibonacci. Șirul lui Fibonacci conține o infinitate de valori. Începe cu valorile 1, 1 și apoi se adună ultimii doi termeni pentru a determina următorul număr din șir. Șirul lui Fibonacci este denumit după Leonardo din Pisa, cunoscut sub numele de Fibonacci, o prescurtare după titulatura Filius Bonacci, fiul lui Bonacci. În natură s-a observat că multe plante se dezvoltă într-o secvență de tip Fibonacci, în jurul tulpinei, cum ar fi conurile de pin care respectă o dispunere dată de numerele din șirul lui Fibonacci. Urmând secvența șirului lui Fibonacci, frunzele unor plante pot fi dispuse astfel încât să ocupe un spațiu cât mai mic și să obțină cât mai mult soare. Pornind de la valorile situate pe pozițiile 1 și 2 din șir, se vor genera restul valorilor ca fiind suma celor două precedente. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și afișează pe ecran, pe linii diferite, precedați de un mesaj informativ, primii n termeni ai șirului lui Fibonacci. Pentru rezolvarea problemei, vom utiliza variabila n în care vom citi de la tastatură o valoare ce reprezintă numărul de termeni din șirul lui Fibonacci ce vor fi afișați. Se inițializează cu 1 două variabile a și b reprezentând termenii curenți ai șirului lui Fibonacci. Se afișează primii doi termeni ai șirului, cele două valori de 1 și se micșorează cu 2 unități valoarea variabilei n, pentru a actualiza numărul de valori care mai trebuie afișat. Se utilizează instrucțiunea repetitivă while, care va afișa restul de elemente din șir. În variabila c se calculează valoarea termenului următor din șir ca fiind suma valorilor variabilelor a și b. Valoarea a preia valoarea variabilei b și variabila b preia valoarea variabilei c și astfel se avansează în șir. Valoarea variabilei n scade cu o unitate. Din instrucțiunea repetitivă while se iese atunci când valoarea variabilei n ajunge 0 și deci au fost afișate toate valorile din șirul lui Fibonacci solicitate. La execuția codului, dacă de la tastatură se citește valoarea 5, atunci mesajul afișat va fi primii 5 termeni ai șirului lui Fibonacci sunt 1, 1, 2, 3, 5. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care verifică dacă un număr natural, nenul n, este termen al șirului lui Fibonacci și afișează pe ecran un mesaj informativ. De exemplu, dacă n egal cu 2, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul valoarea 2 este termen al șirului lui Fibonacci, iar la o nouă execuție, dacă n egal cu 7, mesajul afișat va fi valoarea 7 nu este termen al șirului lui Fibonacci. În codul prezentat se utilizează variabilele n, a, b și c. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n și se verifică dacă aceasta este termen al șirului lui Fibonacci. Se tratează cazul particular în care valoarea variabilei n este egală cu 1 și se afișează un mesaj de confirmare. Pentru cazul general, variabilele a și b vor reține termenii curenți ai șirului lui Fibonacci și vor fi inițializate cu valoarea 1. Se construiesc treptat termenii șirului lui Fibonacci prin structura repetitivă while. În variabila c vom determina următorul termen din șirul lui Fibonacci ca fiind suma valorilor variabilelor a și b. Se avansează în șir variabila a,
preia valoarea variabilei B și variabila B preia valoarea variabilei C. Cu ajutorul structurii condiționale if se verifică dacă valoarea variabilei A este egală cu valoarea variabilei N și, în caz afirmativ, se afișează un mesaj informativ de confirmare, iar în caz contrar se afișează mesajul prin care se anunță utilizatorul că valoarea dată nu este termen al șirului lui Fibonacci. La execuția codului, dacă pentru N se citește valoarea 2, atunci mesajul afișat este valoarea 2 este termen al șirului lui Fibonacci, iar la o nouă execuție pentru N egal cu 7, mesajul afișat este valoarea 7 nu este termen al șirului lui Fibonacci. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural nenul N și afișează pe ecran, pe linii diferite, toți termenii șirului lui Fibonacci mai mici sau egal cu N. De exemplu, dacă N egal cu 20, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care identifică și prelucrează valorile șirului lui Fibonacci.